Echipajele de pompieri români trimise în Grecia în sprijinul comunității elene în lupta cu incendiile devastatoare și-au încheiat cu succes misiunea. Incendiile de vegetație care au devastat insula Evia se află și datorită salvatorilor români sub control. În urma acestui efort impresionant, echipe din efectivul de pompieri s-au întors în țară începând de azi noapte. Festivitatea organizată în cinstea acestora a avut loc astăzi pe platoul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de la Ciolpan, județul Ilfov. Printre cei prezenți au numărat ministrul de externe Lucian Bode, secretarul de stat Raed Arafat, dar și premierul Florin Câțu. În urma acestei intervenții, pompierii români au devenit eroii comunității elene, despre care presa continuă să scrie admirativ, lăudând curajul, devotamentul, tacticile și buna organizare de care aceștia au dat dovadă.